Bună ziua și bine v-am găsit în emisiunea Lifestyle. Am astăzi plăcerea deosebită să o avem alături de noi pe prietena mea, doctorița minune. Bună ziua, Mirela Mirtoiu, bine ai revenit în Lifestyle. Bine te-am găsit și îmi pare rău că n-am venit în ultima vreme la voi în emisiune, că nu m-ați mai invitat. Ai fost prinsă cu foarte multe și știu că ai copii care te solicită, inclusiv profesia care o abordezi așa cu profesionalism și pasiune. Și uite că nu ne-am văzut de atâta vreme și acum când te-am văzut am rămas așa minunată ce look poți să ai. Cât de mult ai slăbit, cât de bine arăți. Deci exact te comparam cu Nicki Minaj, deși tu zici că nu-ți place comparația. Îți mulțumesc foarte tare pentru aceste aprecieri, dar să știi că am și muncit să pierd foarte multe kilograme, pentru că nu e ușor să faci niște gemeni la vârsta mea și să apelezi și la niște tratamente hormonale destul de istovitoare pentru unele și benefice pentru altele. Da, vreau să spun că cu asta vreau să începem. E o toamnă frumoasă și pornind de la lucrul tău, cum ai slăbit? În primul rând am început să mă ocup un picuț și de mine, am început să-mi fac acele masaje dermologice pe care eu le am în clinică și să le combin cu niște drenaje limfatice, pentru că după stimulările ovariene și fertilizările in vitro sunt necesare, pentru că impregnația estrogenică este foarte mare, automat apare și acea retenție hidrică și chiar este nevoie să te ocupi foarte mult de tine. Deci suntem 80% apă și practic tu asta faci, drenezi limfatic, elimini ce nu trebuie, nu? Elimin în primul rând grăsimea prin masajul endermologic. Este un masaj foarte nou, dar și foarte vechi, pentru că împrumută tehnica chinezească aceea de ventuză, dar cu niște role speciale, cu niște uleiuri speciale, astfel încât să stoarcă celula de grăsime, acel adipocit, astfel încât tot lichidul din ea, deci acizii grași saturați, să fie eliminați în circulația, deci în afara celulelor, în acele spații interstițiale, iar cu ajutorul drenajului limfatic să poți să le elimini. Foarte interesant. Vreau să povestești acest procedeu, pentru că e chiar interesant. Cred că pentru toate femeile, indiferent de vârstă sau care au născut, care n-au născut, e important să fie frumoase. Da, eu mă număr printre acele femei care au făcut astfel de tratamente la mine în clinică, care nu mai au celulită. Deci, marele meu avantaj este că, cu toate că am trecut prin acele tratamente hormonale, eu nu mai am celulită, iar am reușit să slăbesc cam acolo unde mi-am dorit. Deci perfect și mai mult decât ideal. Că da. Celulită cumva au și copiii mici, dacă te uiți. Da, dar aceea este fiziologică, pe când la femei celulita poate să apară și pe diferite dezechilibre hormonale, poate să apară chiar și de la o alimentație foarte prost condusă, dar nu o să-ți vină să crezi, celulita poate să apară și la persoanele care stau foarte mult la birou, pe scaun, datorită posturii pe care o au. Pentru că de multe ori noi nu știm să stăm pe scaun și stăm pe marginea scaunului și astfel oprim și circulația sanguină, dar și cea de întoarcere venoasă, și atunci celulele nu se mai irigă foarte bine și apar acele depresiuni. Am înțeles că practic celulita este o acumulare de toxine. Nu neapărat. Celulita este răsunetul mai multor probleme asupra pielii și asupra țesutului de sub piele. Este celulita o boală? Celulita este răsunetul mai multor afecțiuni ale omului asupra pielii. Deci, în primul rând,
Tulburările hormonale vor duce la formarea de celulită alături de o retenție hidrică. Stresul poate duce la formarea de celulită. Sunt afecțiuni ale tiroidei care pot să meargă cu o celulită edematoasă și cu o celulită compactă. Sunt afecțiuni ale glandelor suprarenale care de multe ori dau o celulită dintre aceea edematoasă, albă, pufoasă, iar pielea de multe ori este plină de vergeturi, chiar și albe, chiar și roșii. Alimentația poate să determine formarea de celulită, o alimentație care este bogată în grăsimi, o alimentație care nu are suficiente vitamine poate duce la formarea de celulită. De asemenea, există anumite medicamente care pot să facă celulită. Foarte interesant. Uite, aflăm multe lucruri noi și chiar pe înțelesul telespectatorilor, nu folosim termenii medicali pe care mi-ai pomenit. Da, încerc tot timpul să nu-i folosesc, cu toate că prima intenție este de a folosi termenii medicali. Ești o profesionistă desăvârșită și e normal să dai întâi explicația științifică. Iar în momentul în care apare acea celulită foarte fibroasă și foarte dureroasă, acolo vorbim despre o afecțiune a colagenului și a fibrelor de elastină. Pentru că în momentul în care persoana respectivă are și o tulburare de colagen, deci o boală de colagen, acele găuri, acel aspect de coajă de portocală este mult mai bine evidențiat, adică se prăbușesc practic rețelele de elastină și colagen, iar celulele acelea de grăsime, deci adipocitele, herniază prin aceste rețele. Deci asta e partea urâtă, dar să înțelegem partea frumoasă, că o rezolvi la cabinet. La cabinet. Se poate rezolva cu ajutorul mezoterapiei virtuale, se poate rezolva cu ajutorul masajului endermologic și biostimulării musculare. Îți redă un tonus extraordinar de mult. Toată lumea spunea electrostimularea. Da, electrostimularea, dacă se face în mod corespunzător și corect, atunci rezultatele nu întârzie să apară. Pentru că acea contracție musculară pe care o realizează un aparat este o contracție pasivă, practic este un lucru mecanic, mare consumator de energie. De unde să-și ia energie mușchiul respectiv, ci din stratul de grăsime. Și cred că e și comod să stai este și să... Este foarte comod și este la îndemâna unor persoane care nu au voie să facă exerciții fizice datorită unor afecțiuni de afecțiuni ale spatelui, sunt foarte multe care au afecțiuni ale genunchilor, deci nu pot să alerge, sunt acele supraponderale care sub nicio formă nu au posibilitatea să meargă la o sală de sport și să facă exerciții fizice, pentru că nu au capacitatea respiratorie și cardiacă pentru a face acele exerciții fizice. Sau chiar femei care au născut cu cezariană și au contraindicație de a face mișcare în primele aceste luni. Aceste tipuri de tratamente se pot începe chiar la 6 săptămâni după ce ai născut, fără niciun fel de problemă, fără niciun fel de contraindicație. Dar, repet, consultația medicală pe care noi o facem înaintea începerii acestor tipuri de tratamente este foarte importantă, pentru că acea consultație medicală ne va orienta exact asupra tratamentului de care e nevoie, deci exact. Efect și cauză. Cum decurge o consultație? Adică în ce constă? Hai să facem un mic exercițiu. În primul rând trebuie să știm toate bolile din familie. Boli pe care ar putea să le dezvolte și persoana respectivă de-a lungul vieții. Pentru că nu știu, mie îmi place ca omul când vine la mine ca și pacient să plece foarte lămurit de ce probleme ar putea să dezvolte și ce ar putea să împiedice să apară. De exemplu, dacă una dintre persoane are un diabet în familie, adică mama, tata, bunica sau bunicul, rude de gradul apropiat întâi. Da, aceste rude, dacă au diabet și acea persoană, dacă nu are foarte multă grijă
poate să dezvolte un diabet zaharat de tip 2 și atunci îi spui, reduceți stresul, faceți mișcare, țineți dietă, renunțați la dulciuri și la produsele de panificație, pentru că acestea au foarte multe glucide și pot să crească foarte mult glicemia. Deci puteți să dezvoltați la un moment dat un diabet zaharat de tip 2. Renunțați la grăsimi, pentru că și colesterolul poate să crească la un moment dat, riscul de a face un ficat gras care obosește în timp pancreasul. Deci toate astea sunt legate. Asta este principala chestie pe care eu vreau să o lămuresc cu pacientul respectiv. Că în felul acesta pot să-i recomand și o dietă foarte bine condusă în funcție de necesarul pe care îl are persoana respectivă. Că dacă este o persoană care stă la birou față de o altă persoană care este foarte activă, nu poate să mănânce același lucru. Normal, da. Pentru că nu e același consum. Nu este același consum. Aceste diete se calculează în funcție de fiecare persoană. Deci particularizate în funcție de activitate, de feluri de a fi. Exact. De, eu știu... Se fac niște analize în cadrul cabinetului nostru și determinăm inclusiv riscul de accident vascular cerebral în funcție de cantitatea de grăsime la nivel visceral. Pentru că noi spunem, da, domne, dar am burtă, dar stratul meu de grăsime la nivel abdominal este foarte mic. Da, dar dumneavoastră aveți grăsime foarte mult în interior, la nivel intestinal, la nivel epiplonic. Acolo este grăsimea și cu cât gradul indicele visceral este foarte mare, cu atâta crește riscul de a face accidente vasculare cerebrale, de a face un ficat gras și multe, multe altele. Deci e foarte important. Foarte important și lucruri care țin de, eu știu, de stima de sine, de respect, de sănătate, de sănătate. De, da. De exemplu, ne interesează la tinerele fete pe care le găsim cu o celulită destul de grav, adică gradul 2, 3, 4, acele persoane trebuie să avem grijă de ele pentru că pot să dezvolte anumite chisturi ovariene, pot să devină infertile, pot să aibă probleme tiroidiene. Noi trebuie să canalizăm pacientul, chiar dacă ajunge strict pentru o consultație la noi și nu revine pentru tratament, noi trebuie să-l canalizăm pe un drum pe care să-și găsească rezolvarea problemei pe care o are. Oricum, acum când te vede cineva, îți dai seama că ești cel mai bun exemplu. Pentru mulțumesc! Că o să chiar vedem emisiunea care a fost acum un an și față de cum ai apărut acum, e o diferență fantastică. Adică am crezut că vii pe scenă, efectiv. Da. Da, deci e foarte important să învățăm să ne iubim pe noi, în primul rând, și să ne iubim atât de mult încât să fim sănătoși, pentru că asta este cel mai important. A fi sănătos nu mai înseamnă ca pe vremea bunicilor noștri, gras și frumos și sănătos. Ci slab și frumos și sănătos. Da, cu cât încercăm să avem o alimentație corectă și un mod de viață foarte corect, cu atâta gradul de sănătate se va păstra, starea de sănătate se va păstra, iar noi o să fim fericiți. Asta e cel mai important, să ne simțim bine în pielea noastră și să fim fericiți, să arătăm exact bine, pentru că atunci când arăți bine, chiar te simți bine. Chiar te simți foarte bine, deci radiezi în jur și e normal. O altă cauză pe care noi o căutăm tot timpul în momentul în care, de fapt, vine un pacient la noi, noi trebuie să avem grijă dacă este o pacientă peste 40 de ani, dacă cumva are hipertensiune arterială. Noi trebuie să știm exact ce fel de tratament ar trebui să-i recomandăm persoanei respective. Sunt foarte multe persoane care au dislipidemii, adică au un colesterol foarte mare, au un ficat foarte gras și atunci noi trebuie să avem grijă și tratamentul să fie foarte bine condus, dar și dieta. Pentru că o dietă, cum și le iau de pe internet, în
cazul dislipidemiilor să mănânce foarte multă brânză sau mezelul sau eu știu alte minuni, că am văzut tot felul de diete, nu fac altceva decât să le agraveze starea de sănătate. Exact în sensul invers, în exact, care ei ar avea nevoie. Exact, exact. Dar sunt foarte mulțumiți că au reușit să slăbească 3-4 kg, pe care în momentul în care nu mai țin o dietă cât de cât corespunzătoare, le vor pune la loc. De aceea dietele sunt niște principii de viață, niște cum să-ți călăuzești viața din momentul respectiv. Hai să le spunem și telespectatorilor, pentru că tu chiar ești un specialist minune, cum am spus eu. Vroiam și să-ți spun... Să le spunem pași așa puțin, scuză-mă că te-am întrerupt. În primul rând, consultația aceea medicală este extrem de importantă pentru stabilirea unei diete. O persoană care are tendința de a dezvolta o obezitate sau o creștere ponderală, acea persoană trebuie să fie conștientă că toată viața va avea acea tendință spre îngrășare. Deci dacă ține o dietă de o lună, de două luni, asta nu înseamnă că se va rezolva problema. Iar dietele acelea minune de schimbarea metabolismului, de schimbarea, nu știu, sunt multe diete pe internet și mă minunez că foarte multă lume le ține. Dar trebuie urmărit cumva cine le ține, are un rezultat de scurtă durată, de lungă durată? Da, asta este problema. Să nu credeți că o dietă de schimbare a metabolismului va schimba metabolismul. Numai dumneavoastră puteți să-l accelerați mâncând anumite alimente, puteți să-l accelerați făcând sport, făcând mișcare și având o viață foarte ordonată, dar metabolismul dumneavoastră nu se va schimba niciodată. Deci cu ce ne naștem, cu energie, cu metabolism, exact, cu tot aia e. Trebuie să știm să gestionăm și să vedem pachetul dacă, cu care am venit aici. Dacă cumva avem probleme de sănătate, pentru că o persoană care are 90 de kilograme și spune, domne, eu nu prea mănânc, încerc să merg mai mult pe jos, dar nu slăbesc, acea persoană poate să aibă și o problemă de sănătate, o hipotiroidie sau... Se poate, dar probabil că sunt și persoane supraponderale care spun, eu nu prea mănânc și am văzut întâmplător pe cineva care a mâncat cu o viteză maximă 3 prăjituri odată. Probabil că n-a mâncat decât o înghițitură, după părerea ei. Deci e un quantum în care trebuie să știm. Pacientele când ajung la mine în clinică, le pun să-mi scrie pe hârtie ce au mâncat exact. Ce au mâncat exact în ziua respectivă, pentru că este foarte ușor să ne păcălim. Vai, n-am mâncat nimic și noi de fapt am mâncat. De exemplu, haideți să vă dau așa un exemplu. În momentul în care multe dintre pacientele mele îmi spun, domne, am mâncat decât o friptură. O friptură pentru o persoană normală nu trebuie să depășească palma noastră. Aceea este cantitatea pe care noi ar trebui să o mâncăm. Deci cât o palmă, nu mai mare de o palmă. Pentru că... Deci dacă avem mâinile mai lungi, o să mâncăm o friptură mai consistentă. Mai consistentă, dar nu trebuie să depășim anumite cantități, că îți spun, domne, am mâncat numai salată. Cam câtă salată? Mi-am făcut din 4 roșii cu castraveți. Dar, domne, dar trebuie să mâncăm cantitățile mai mici, astfel... Sau cum a întrebat cineva, văzând pe altcineva, zice, ai musafiri la masă și mânca singur. Da, deci trebuie să ne gândim că acea cantitatea de mâncare care ne este nouă necesară nu este o cantitate imensă. Este o cantitate mult mai mică. Deci nu trăim ca să mâncăm, ci mâncăm ca să trăim și trebuie să mâncăm sănătos ca să putem să trăim sănătoși. Trebuie să facem mișcare pentru a putea trăi sănătos. Modul de viață este foarte important. Este, într-adevăr. Și este foarte importantă motivația pentru care tu vrei să arăți bine. Că dacă vrei să arăți bine pentru cineva, degeaba încerci, pentru că acel cineva poate să observe sau poate să nu observe că tu arăți bine și atunci o să devii frustrat și nu o să mai încerci să arăți bine. O să uiți.
Chiar spune cineva foarte frumos, dacă te întreb care este persoana pe care o iubești, probabil că o să-mi enumeri multe persoane înainte să te gândești și la tine. Da, e o da. Problemă. Deci ca să ne iubească alții și să ne iubim și noi, familia, copiii și toți cei dragi, ar trebui în primul rând să ne iubim pe noi înșine. Dacă îmi permis să spun o chestie foarte importantă pentru mine, acum am învățat, deci în ultimul an și jumătate, sau mai bine zis în ultimii 2 ani, am învățat că ar trebui să mă iubesc pe mine mai mult, pentru că îmi iubesc foarte tare copiii. Și atunci, dacă eu voi fi bine, și ei vor fi bine. Asta este o lecție pe care am reușit să o învăț în ultimii 2 ani. Frumoasă lecție, să știi. Frumoasă. Nu e ușoară, nu e ușoară, dar e frumoasă și lecție. Este ceea ce probabil simt în general toate mămicile sau viitoarele mămici care își cresc copiii și vor să fie cât mai multă vreme alături de ei. Da, să știi că așa e. Da. Băiatul meu de multe ori spune, fata aia e mama mea, și așa mă vede el, m-a pus să-i promit că așa o să fiu toată viața, și chiar așa o să fiu toată viața, sau poate din ce în ce mai bine. Da, este foarte important ca copiii noștri să ne perceapă că suntem sănătoși, că avem chef de viață și să le dăm lor un exemplu. Uite, copiii mei au 1 an și 8 luni. Să trăiască, deci un vis frumos, și un fată vis, și băiat. Da. Deci, ei până niște la 1 an și 8 luni nu au gustat zahărul. Deci eu nu le-am dat sub nicio ce formă. Ce bine, foarte bine. Nu le-am dat pâine. Nu le dăm pâine. Foarte bine. Le dăm orez integral, le dăm legume și fructe, încerc să le dau de 2 ori, de 3 ori pe săptămână carne, dar numai carne la grătar, încerc să fiu foarte atentă asupra sursei de unde cumpăr carnea, legumele și fructele încerc să fie întotdeauna bio. Deci foarte inteligent, și chiar pentru mămicile de acasă e bine de știut că orice copil își dezvoltă stratul acela antiadipos până la vârsta de 3 ani. Încă din stadiul intrauterin și chiar până la vârsta de 3 ani, poate și mai mult. Știi că zic că multe mămici zic, aoleo, copilul este slab. Da, lăsați-l să mănânce exact atât cât îi trebuie. Bine, nu vorbesc de copiii cu probleme de alimentație sau cu subponderal. Dar dacă un copil este normoponderal, chiar dacă este mai slăbuț și nu mănâncă foarte mult, haideți să încercăm să nu-i îndesăm, să nu-i obligăm să mănânce tot din farfurie. Copilul mănâncă cât cam are cât nevoie. Îi trebuie lui, da. Cam pentru necesarul lui. Și un copil slab nu este un copil cu probleme, ci un copil cu strat foarte mare de grăsime, acei copii foarte durdulogi, aceștia vor putea să dezvolte la maturitate diabet, pentru că ei sunt născuți cu o greutate de multe ori peste 4 kg. Este foarte important câte kilograme ai avut la naștere sau câte kilograme a avut mama sau tata la naștere. Ce este peste 4 kg, peste 4 kg 200, acele persoane pot să dezvolte la maturitate acel diabet. Deci atenție foarte mare la toate detaliile. La toate detaliile, pentru că sunt detalii pe care dacă am ști să le vedem și am ști să ne păzim, n-am mai face prea curând diabet, n-am mai face dislipidemii și alte boli cardiovasculare. E foarte important să ne cunoaștem și să știm de ce sfor să tragem ca să fim în forma noastră absolută și frumoasă. O să luăm o pauză de publicitate și revenim cu doamna doctor în studio. Am revenit în lifestyle cu prietena mea Mirela Mirtoiu. Bine ai revenit la noi în emisiune. Nu contenesc să te admir și să te privesc, să te respect pentru tot ceea ce ai făcut în viața ta și ca pasiunea care ai avut-o pentru frumusețe, sănătate. Ai mers pe drumul pe care ți l-ai dorit, dar ai fost
O perfecționistă. Ai făcut și partea asta cu copiii, doi copii atât de frumoși și mari acum, nu e Sunt mari. ușor, da? Nu. Și tu arăți atât de bine, adică eu zic că ai reușit foarte multe în anii ăștia grei care tu îi menționezi acum. Mulțumesc mult. Probabil că și de fapt cu siguranță Dumnezeu m-a ajutat și m-a călăuzit. Nu mi-am dorit de la început să fac ceea ce fac acum. La început nu mi-am dorit să fac obstetrică ginecologie. Dar viața trebuie să știi să o asculți și să-i dai o șansă vieții să te călăuzească ea spre ce trebuie să faci. Spre menirea ta pe pământ, Exact, cumva. pentru că dacă ne încrâncenăm să facem anumite lucruri, de multe ori s-ar putea să obosim și să nu putem să le ducem la bun sfârșit. Și atunci cel mai bine este să-ți asculți destinul și să dai o șansă destinului tău să te călăuzească acolo unde trebuie. Foarte frumos. Uite, un subiect interesant pentru noi, toate femeile și pentru doamnele de acasă. Ai studiat obstetrică ginecologie și cumva acum în meseria ta, în pasiunea ta, se regăsește și acest lucru prin dezechilibrele hormonale, prin a înțelege femeia ca o hartă. Tu când o vezi, ceea ce ai studiat, vezi și mai departe din... Bineînțeles că Da. au fost 6 ani de facultate, au fost multe alte cursuri. Deci ceea ce am învățat în ultimii, să zicem, 25 de ani, pentru că sunt 25 de ani de când am început facultatea și nici mie nu vine să cred cât de repede au trecut acești ani. Mulți înainte, se comprimă Am timpul, numai. ajuns la concluzia că este foarte important să-mi aduc aminte cam tot ceea ce am învățat în timpul facultății și să niciodată să nu renunț să deschid cât o carte de medicină, cât un manual din care am învățat, astfel încât să pot să-mi reamintesc și să ajut din ce în ce mai mulți oameni. Și uite, o să-ți vând un secret, de când am reușit eu să fac copii, să știi că am ajutat multe alte doamne să le călăuzesc spre o, să le arăt o cale prin care să reușească și ele să-și îndeplinească visul. Pentru că, uite, de exemplu, îți vin foarte multe paciente care spun, domne, am o circulație sanguină pe picioare foarte urâtă, adică au venectazii, telangiectazii, deci acele dilatații de vase de sânge, când roșii, când mov violaceu. Acele persoane pot de multe ori să aibă o trombofilie, de exemplu, și le întrebi, dar copii aveți? Și zicea, n-am reușit sau am pierdut sarcini peste sarcini și am renunțat la ideea. Aceste doamne, dacă ar face un tratament și s-ar duce la hematologie, cu siguranță ar putea să ducă niște sarcini la bun sfârșit. Dar ele vin pentru că au celulită urâtă și pentru că au vase de sânge sparte pe picioare. Și tu repari și vasele de sânge sparte? Da, da. Foarte interesant. Deci noi facem mai multe tipuri de terapii. Mi-am amintit că aveam o prietenă care avea problema asta. Deși tânără, avea această problemă. Probabil că e un factor Este ereditar. ereditar, Da. dar aceste persoane cu vase de sânge foarte superficiale și sparte, roșii sau mov sau cu tendință foarte mare spre varice, trebuie să facă niște investigații un picuț mai aprofundate, astfel să se lămurească dacă cumva au vreo problemă de sănătate. Dar femeile din ziua de azi trag atât de mult de ele, mai au timp să se ocupe de ele? Sunt foarte multe doamne și domni care reușesc să se ocupe de ei. Pentru că ceea ce fac la mine în clinică echivalează cu ce ar face în 8 ore de fitness. Și Vai, la ce mine interesant! câștigă doar o oră. Chiar bine spus, câștigă Da, doar o oră. câștigă doar o oră. Ceea ce fac ei la o sală de sport,
Și cum e aparatul ăsta minune? Te pui într-un sac, stai pe masă, cum e? Nu. Eu acum te întreb așa. Că toată lumea pune clar întrebări firești. Deci persoanele care vin în clinică, de exemplu, se uită la televizor în timp ce aparatele lucrează, își bea o cafeluță sau citesc, își trimit tot felul de mail-uri. Deci se relaxează, practic. Se relaxează, iar de multe ori când pleacă, se simt extraordinar de bine și pleacă cam cu un centimetru jumate sau 2 centimetri mai puțin. Și cum îi pui, nu știu, am văzut la televizor că sunt niște ciorapi care îi pui depinde de tehnică, nu? Depinde de tipul de tratament, de ce are persoana respectivă nevoie. Cum e cu criogenia? Am auzit că e la mod. Salvează omenirea. Da, salvează omenirea. Ne trezim în anul 2070 la fel de tineri. Este o terapie destul de nouă. Este lansată de câțiva ani de zile. Este o terapie care promite să dea rezultate, dar... E încă la început. Da, este la început. Este foarte important ca persoana care va lucra să știe foarte bine să mânuiască acel device. Deci tehnicianul care folosește. Da, tehnicianul trebuie să știe foarte bine și anatomie, trebuie să știe foarte bine în ce se bagă. Iar eu sunt adepta tratamentelor foarte bine studiate și cu rezultate pe termen lung. Adică, practic, tu te gândești la garanția care oferi oamenilor care vin. Exact. Nu poți doar să te arunci așa să faci că experiment. Da, bine la prima vedere. Exact, și că este o tehnică nouă. Da. De exemplu, eu sunt pe tehnicile foarte vechi care s-au folosit mai întâi ca și fizioterapie. Și să nu uităm că și Bruce Lee își făcea electrostimulare pentru a-și forma musculatura, pentru că el nu era un tip care să aibă o musculatură extrem de bine pusă la punct, dar și-o întreținea și își mărea musculatura cu ajutorul electrostimulării. Electrostimularea se folosește de aproape 70 de ani ca și fizioterapie, deci nu este nu e o chestie extrem de nouă. Bine, tipurile de curenți, tipurile de aparate sunt foarte noi și foarte plăcute, nu mai sunt ca cele vechi. Dar este o terapie veche și în continuu adaptată la cerințele omului modern. Masajul endermologic, practic, este o terapie chinezească veche de peste aproape 3000 de ani. Pentru că acum 3000 de ani chinezii tratau diverse boli cu ajutorul ventuzelor. Pentru că în momentul în care tu faci acel masaj endermologic, stimulezi inclusiv imunitatea, stimulezi circulația sanguină, poți să reușești să pătrunzi cât mai în profunzime diverse principii active care sunt conținute în cremele respective. Deci sunt terapii vechi și actualizate. Deci eu pe aceste tipuri de terapii mă bazez foarte mult. Și practic cu rezultate foarte bune. Și cu rezultate foarte bune. De exemplu, folosesc cavitație sau ultrasonoforeză în cabinet, dar această cavitație și ultrasunete se folosesc de ani, de zile pentru diferite dureri de articulații, de oase. Și cum s-a ajuns la concluzia că este benefică, sunt benefice ultrasunetele? De-a lungul timpului s-a observat că locul pe care îl masau fiziokinetoterapeuții sau fizioterapeuții arăta foarte bine pentru că se încălzea pielea și se netezea foarte mult, se îmbunătățea circulația sanguină, se reducea inflamația asupra celulitei, că veneau doamne care aveau, de exemplu, coxartroze și făceau ultrasunete și atunci locul unde făceau... Deci reveneau și din alte puncte da, de vedere, deci arăta da? Deci este o terapie studiată de-a lungul anilor. Și complexă din câte văd. Și adică, foarte complexă. Da, dar trebuie să știi foarte bine la ce nivel te duci cu ultrasunetul, la ce nivel te duci cu electrostimularea,
ce vrei să obții? Vrei să obții o tonifiere musculară sau o slăbire? Sau le vrei pe amândouă dată? Adică trebuie să... Când vrea cineva amândouă dată așa în grabă și vine, ies și astea, nu? Ies, dar trebuie să știi să-ți setezi aparatele pentru nevoia pacientului. Deci să nu iei aparatele, să nu faci acele terapii presetate, pentru că practic tu ai nevoie să fii tu aparatul și atât. Deci nu trebuie să-ți fie presetată acea terapie. Eu am senzația că tu ai și un instinct aparte în ceea ce, adică în pasiunea asta ta care a devenit cumva profesie, nu știu cum da, să zic. Este o... E o profesie din pasiune, exact. Și cu, eu cred că ai și un simț, un instinct. Nu știu de ce, eu așa te văd. Nu pentru știu, că reușesc da. De fiecare dată ceea ce îmi propun cu pacienții și dacă ei sunt deschiși la propunerile mele și reușesc să se țină de acele tipuri de tratament, negreșit vor rezolva problema pe care o au. Sunt pacienți, într-adevăr, care îmi slăbesc și 40 de kilograme într-un an, fără să țină niște diete dintre acelea drastice, sau sunt pacienți care reușesc să slăbească 5 kg sau 6 kg, dar să arate impecabil. Și eu așa gândesc că un medic bun în orice domeniu trebuie să pună diagnosticul precis. Și atunci când pui diagnosticul precis, știi și de ce sfor să tragi ca să ajungi unde trebuie. Să ajungi unde vrei. Și de aia cred că aici ești tu mare, așa cum zâmbești. Ești sigură pe tine? Da, sunt sigură pentru că sunt 18 ani sau 19 ani de experiență. Pentru că eu fac această meserie de acum, hai să zicem, 19 ani. Frumos. Și da. În continuare experimentezi și dorești să avansezi în tehnică. În continuare mă școlesc foarte mult pentru că este foarte important să mergi la congresele de medicină estetică, să mergi la cursuri și să participi tot timpul la ceea ce este nou. Să nu te culci pe ureche și să zici, eu știu asta. Nu. Tot timpul se descopere ceva și tot timpul trebuie să aduci ceva nou pacientului tău. Astfel încât tot ceea ce faci să-l mulțumească, să nu aibă niciodată senzația că banii pe care i-au plătit sunt dați în vânt. Pentru că sunt într-adevăr foarte multe cabinete, saloane care au niște prețuri puțin mai micuțe sau, să zicem, mai acceptabile pe buzunarul tuturor, dar personalul nu este foarte bine instruit și nu... În sfârșit, este e vorba altă... de rezultat, adică suntem este... prea sărași ca să ne îmbrăcăm ieftin, cred eu, nu? Este cam așa vorba și de rezultat, dar este vorba și de cât de safe ești acolo, pentru că îți spuneam la început cât de importantă este acea consultație medicală pentru acele terapii. Nu sunt terapii numai cosmetice, asta am încercat să-ți evidențiez mai devreme. Sunt terapii de fizioterapie și dacă nu ai cunoștințele necesare, de multe ori, în loc să faci un lucru bun, poți să faci un lucru rău. Am auzit acest lucru și mă bucur că ai amintit. Am auzit că atunci când faci anumite proceduri și nu gestionezi bine, cum ai spus tu, drenajul limfatic, poți chiar să agravezi mai mult starea exact. Pacientului. Exact, pentru că a face un drenaj limfatic este foarte important. Dar să știi cum să-l faci exact, nu așa după ureche. Să-i stabilești fiecare presiune pe fiecare segment. Să știi dacă persoana respectivă este hipertensivă sau nu, dacă are o retenție hidrică, de care retenție hidrică este, că sunt de mai multe tipuri acele edeme la nivelul gambier. Poate să fie edem dat de sfera renală, de tiroidă, de hipertensiune, adică trebuie să știi exact pentru ce-i faci acel drenaj. Dacă
poți să-i faci drenajul. Dacă are o tromboflebită în antecedente, nu ai voie să faci un drenaj limfatic. Dacă persoana respectivă are acele varice mari, rămoase, pline de trombi, în momentul în care îi faci un drenaj limfatic, poți să-i faci rău persoanei respective. Mai ales dacă pui o presiune foarte mare. Dar... toate astea sunt lucruri de finețe și detalii care nu am specialist, Se învață. Deci noi am învățat în facultate, adică facultatea mea de medicină nu este echivalentul unei doamne care a făcut un curs de 3 săptămâni pentru aparatul respectiv sau... Deci sunt într-adevăr niște... Da, responsabilități sau irresponsabilități, exact. Ca să le numim Uite, mai precis. Este foarte greu acum cu copiii, pentru că pacienții mei sunt obișnuiți ca eu să fiu în permanență cu ei, să le ofer acea siguranță, acea prezență. Ei, știu. Dar, că tu faci cumva să împaci pe toată lumea. Da, da, da. Și asta am vrut să te întreb cumva... Unde ne încadrăm? E medicina aceasta energetică, cu fizioterapie, practic cu tehnici performante, electrice sau știu eu cum? Unde ne încadrăm? La medicină, sănătate, medicină estetică sau la toate la un loc? Oh, e un amalgam. Este un amalgam. Pentru că, de ce să nu recunoaștem? Un om frumos este un om sănătos. Deci din fiecare câte puțin. Și de domeniul esteticii și de domeniul cosmeticii. Și aici vreau să ating un punct foarte important, pentru că noi ne ocupăm foarte mult de acnee. Iar acneea este undeva la limita cosmeticii și a medicinii. Iar eu reușesc ca medic să tratez acneea din punct de vedere cosmetic cu bagajul de cunoștințe ale unui medic, iar cosmetic cu bagajul de cunoștințe a unui cosmetician. Iar astea două îmbinate, rezultatul este fabulos. Ce să zic, frumos, și toate ne dorim să ajungem la tine într-o vizită, măcar în fugă, și cu siguranță o să facem și acest pas. Vă aștept cu mult drag, da. Mai ales că se apropie sărbătorile de iarnă și... cam acum este perioada benefică să poți să începi niște tratamente de remodelare corporală ca să arăți bine de revelion în costumul de schi. Cam acum este timpul. Toate la timpul potrivit. O toamnă frumoasă care, uite, ne îndeamnă să fim perfecte. Știi că noi, în general, femeile, facem o greșeală. După ce ne întoarcem de la mare sau după ce nu mai îmbrăcăm costumul de baie, uităm să facem anumite terapii. Uităm să ne întreținem și uităm că vine și revelionul și uităm că vine din nou vara și iar ne dezbrăcăm. De aceea... Deci trebuie menținut tot timpul un ritm de a te întreține. Întreținerea pentru că... corporală se face pe termen lung. Exact cum ne ducem la coafor și ne vopsim părul sau ne ducem la manicură și ne facem unghiile, cam așa trebuie să ne întreținem și corpul, și tenul, și pielea, și sănătatea. Și toate la un loc. Spune despre stres. În ce măsură stresul ne afectează toate aceste segmente pe care tu le-ai menționat? În primul rând, stresul susținut sau de lungă durată acționează la nivelul cortico-suprarenalei. Într-o primă fază, stresul îți dă starea aceea de oboseală, de faptul că nu te odihnești, că dormi 8 ore, dar te trezești obosit, atunci putem să realizăm că suntem stresați. Dacă acea stare de oboseală cronică continuă, de multe ori acționează la nivelul cortico-suprarenalei. Ce se întâmplă? Se stimulează acea glandă, iar în circulația sanguină este aruncat mai mult cortizol. Ce face el în timp? Duce la o retenție hidrică mare. Ce se întâmplă când se dilată toate celulele? Apare celulita. Apar vergeturile
și spun, vai, eu nu aveam, dar uite, m-am îngrășat și am celulită. Acele persoane de multe ori nu sunt supraponderale, ci au o retenție hidrică foarte mare. Foarte interesant și de ținut minte, adică trebuie să fim atenți la absolut toate detaliile, pentru că, uite, un simplu stres sau o simplă nefericire, supărare, te poate afecta pe termen lung. Pe termen lung și fără să-ți dai seama, pe nesimțite, ca să zic. Da, din nefericire asta se întâmplă în epoca aceasta modernă a noastră, în care omul nu mai are timp de nimic, în care omul mănâncă pe fugă, ne pierdem câte o oră, o oră și jumătate pe zi în mașină, nu mai socializăm decât la telefon cu prietenii, ne vedem la sfârșit de săptămână cu rudele și secolul vitezei. De aceea există aceste terapii moderne unde reușești să câștigi timp. Să câștigi timp și într-o oră și jumătate, două ore, să faci ceea ce echivalează cu 8 ore de fitness, cu 5 ore de masaj și așa mai departe. Când, să zicem, primești un vizitator, îi faci un pachet așa, față, corp, nu știu ce, cam care sunt solicitările cele mai... De exemplu, bărbații care ajung la noi în clinică își doresc foarte tare să scape de abdomenul acela foarte... Mulți dintre ei nu mai au timp, sunt oameni de afaceri care aleargă dintr-un loc în altul la tot felul de întâlniri și într-adevăr se îngrașă. Ei pun în general pe abdomen foarte multă grăsime, deci facem terapiile speciale pentru abdomen. Mulți dintre ei își doresc să arate mult mai bine, pentru că de când au afaceri sunt foarte stresați și apare secreție foarte puternică, excesivă de sebum și tenul se îmbâxește, pentru că asta se întâmplă, cu cât ai o cantitate mai mare de sebum, apar acele puncte negre, de multe ori apar și coșurile, deci au nevoie de tratamente faciale, foarte mulți dintre ei, pentru că sunt, cum îți spuneam, sunt oameni de afaceri, sunt studenți care spun, dom'le, nu mă pot prezenta la o întâlnire de afaceri cu un ten slinos, trebuie să arăt bine. Da, e foarte important. Eu mă bucur că la început, acum 19 ani, când am început medicina estetică, foarte greu apelau domnii la astfel de tratamente. Acum mă bucur din suflet că din ce în ce mai mulți bărbați sunt atenți la cum arată și au grijă de ei. Chiar este o plăcere să lucrez cu acești oameni care sunt foarte atenți la cum arată și să pună un accent destul de mare pe aspectul fizic. O notă bună pentru oamenii care se îngrijesc, care au această grijă, pentru că cumva toate aceste lucruri vin firesc. Vin firesc. Da. Am chiar și niște tineri care m-au surprins în mod plăcut, că veneau înainte de examenele din sesiune, își făceau un tratament cosmetic, vorbesc de cei care aveau acne, își făceau un tratament cosmetic pentru că se duc la examen și vroiau să arate bine. Ceea ce e un lucru minunat. Foarte frumos, foarte interesant, ce să zic, mereu palpitantă întâlnirea noastră, cu multe informații și o plăcere să fim împreună. Te mai aștept și altă dată în emisiunea Lifestyle, poate mai des să ne întâlnim. Și pe dumneavoastră, ce să zic, vă sfătuiesc să aveți grijă de viața pe care o aveți și să luați lucrurile firește, așa cum sunt, dar să vă și îngrijiți și iubiți. O săptămână bună și la revedere!